Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. 21 aprilie. Roi cu măști fecundate. Ia să vedem cum arată. Ia uitați cum arată un roi. Da? Mamă! Roi top. A, uitați aici roi. Mamă ce larvar frumos. Mamă, dar frumos. Lucy, poți să mărești? Uită-te acolo, se vede rama? Da, se vede. Se vede larva? Uite, împreună cu Lucia, fetița mea. Opa! Deci o larvă, o ramă. Ia să vedem și a doua ramă. Ia să vedem. Oho, deja aici începe să căpăcească. Ia uitați aici. Ia uitați aici roi top. Cu mătcile lui Bărbosu. Ia uitați. Ce să mai zici, băi, băiete, bă, roi 2024. Da? Uite, s-a apucat de clădit pe diafragmă. Ia uitați aici. Ia uitați. Ce lucru ăsta. Diafragmele de papură nu mi intră aici. Rămâi acolo. Diafragmele de papură nu mi intră. Am avut două, trei diafragme de astea. Le mai folosesc la micșoratul dinișului. Atât. Asta este un roi top. Da? Ce să-i mai fac? Are deja două rame, fraților. Într-o săptămână asta va avea două rame cu puiet bătut. Bun, hai să mergem la următoarea lucru. Inițial vreau să fac altă lucrare în ei, dar după cum îi găsesc alt roi. Ia să vedem, Lucy, găsesc o matcă de asta. Da, vedem, găsește tati o matcă de asta tânără, sunt nemarcate. Eu nu marchez mărcile tinere. Prin asta se cunoaște care sunt tinere și care sunt bătrâne la mine. Cele bătrâne sunt marcate, cele tinere nemarcate. Până la primăvara viitoare eu nu marchez mărcile tinere. Nu. Ia să vedem, tata. Opa, asta e ușoară. Mamă, ce frumos s-a ovat. Dacă poți să vezi Lucy acolo, în celule. Da. Se vede? Cum sclipește? Se vede? Tata. Se vede. Hai să văd, găsesc matca. Sunt curios să mă uit după ea. Uite-o! Ia uitați ce matca aici. Lucy, acolo focalizează. Vezi? Da. Ia uitați ce matca. Matca de la Bărbosu. Epa! No, Lucy, hai să vezi ce facem noi la asta. Fii atent. La ăsta vreau să îl mai ajut. Ehe, așa se constituie roii, fraților. Nu mărțoage. Hai cu mine. Iau o foiță și hai cu mine. Hai cu tati. Hai. Mergem aici la balaure, ce avem aici. Bun, aici, Lucy, filmezi? Aici filmezi? Vreau să iau o ramă cu puiet. Deci ați văzut cum arăta roiul. Și eu, acum Bărbosu, vreau să-i pun o ramă cu puiet, care iasă acum din acesta, fără albină, da? Stupul respectiv este top, dar Bărbosu vrea să-l ducă la nivel de răgnet. Da. Bun. Și acum poate mulți vă întrebați că de ce fără albină, pentru că e normal, acolo este matcă tânără. Da?
Și ea are nevoie de albină. Nu de are nevoie de puiet, nu de albină. Puiet care să iese. Hai să vedem. O ramă cu puiet care ecluzionează acum. Ce zici, găsim? Ăsta nu ecluzionează, adică nu-l văd să roade. Da? Mergem până găsim unul care roade. A, să vedem. Ce avem aici? Na, aici noi. Bă, răuleanilor, lăsați-mă să lucrez în pace și liniște. În pace și în liniște. Na? Băi, da, chiar așa, mă. Să fie aia singura ramă vandabilă. Aș fi găsit una mai top, cum zic eu. Adică nu cu mai mult puiet, ci cu puiet care ecluzionează, băi. Dar ăștia-s răi, măi. Ăștia sunt răi. Din calea afară. Uite-l, bă. Ia să vedem. Da, așa. Să văd dacă găsește tati de la care roade. În teorie ar fi trebuit să înceapă să roadă, mă, să iese. Nu, nu roade. Hai că mai avem un cartuș. Mamă, ce nervos e. Mi-i place că-l zgândare. Aici nu mai am ce. Nu mai am puiet acolo. Da, fuma. A, ce să dai tu? Acum, la fie acum. Nu-i lua rama aia. Eu îi fur. Eu mă pricep la furat. Pac, pac. Saca, paca. Aia eu iau. Vreau să-l fac. Răgnet, răgnet îl fac. Asta eu iau, dragii mei. Și asta eu voi da acelui roi. Fără dar și poate. Fără albină, fără nimic. Îl vreau top, top îl fac. Nu-mi stă nimic în cale. Eu așa fac roi, nu-i fac mărțoage, da? Bun. Băi, interesant că bâzie, dar din țepa niciuna nu s-o arunca la mine. Ca să zic, băi, mă... Ce? Uite, vezi? Mă, bâzie, da, mă. Bun, stai, dec. Iau caturile, să le pun deasupra. Hai să mergem acum înapoi la roi. Hai înapoi la roi. Hai să mergem la roi. Hai, dăm puietul. Opa. Excuse me. Ia uitați albina aici ce are. Îmi atașez și asta. Îl voi duce la nivel de țâță de mâță, cum zic eu. Gata. Perfect. Pregătit pentru floarea soarelui 2024. Ce zice, se dezvoltă ăștia până atunci? Mama soarelui. Bun. Închidem safe-ul. Hai bă, la următorul. Ce avem aici? Aici e cam problemă. Aici, uitați, am găsit unul mai slăbuț. Ce s-o fi întâmplat cu dânsul? Chiar mă uimește. Ăsta e mai slăbuț, mai. Are matcă sau n-are? Uite, bă, care matcă, mă. De ce are matcă? Dar ce s-a întâmplat cu el? Deci, matcă e fecundată. Uite, are ou, are larvă. Gata, Lucy. Ia uite ce faină ouă așa aici. Ia uitați, dragi colegi, ia uitați ce faină ouă. Matcă tânără, matcă top. Dar, puțin albină. Nu e nicio problemă.
că rezolvă bărbosul problema repede. Uitați matca. Uite, Lucy, arată-le matca. Vezi? Bun, hai să mergem să o rezolvăm și pe dânsa. Nu se poate. La bărbosul totul se reglează. Și vedeți voi în ce manieră, vedeți ce ramă de puie ți-a aduc la asta. Băi, dar ce s-a întâmplat cu el? Hai să mergem. Bun, mai curăm o păiță de aici. Hai să vine. Să mergem să mai dăm și la ăla. Mergem la altcintre. Vedem ce găsim acolo. Ce marfă găsim. 2, 4, 5. Ne trebuie marfă de marfă acum. Ne trebuie o tablă bună de albine. Opa! Asta e top. Ia uite acolo, filmează-l, băi, cum l-am nimerit, vezi? Fiecare pe mănușa lui. Acum să vedem ce puieț ne dă ăsta. Trebuie să ne dea o ramă bună. Da? Având în vedere situația din acel roi, trebuie să găsim o ramă top, cum zic eu. E, dragii mei, mai sunt probleme cu acele măci când tu le constitui așa? Eu zic că nu. Uitați, dragii mei, hrană în colonii. Nu le băgați în foame. Da? Și vă mai dați marcă, țineți mierea în recipiente mici. Da, de aveți recipientele mici, că aveți foarte multă miere. Aia e definiția recipientelor mici în miere. A fost așa ca o paranteză pentru experți ăștia din apicultură. Aia top. Da? Cu recipientele mici. Ei cred că mierea e parfum. Da? Încurcă uneori marfa cu ambalajul. N-au văzut în viața vieților atâta miere și de când i-o fătat mama lor. Da, n-au văzut așa ceva și își dau cu părerea. Puneți bă mâna și produceți și voi și după aceea dați-vă cu părerea. Bun, aia e rama. Hai să mă duc înapoi. Asta e rama pe care o dăm. Nu-mi place. Nu-mi place că nu-i... nu-i ceea ce aș vrea să-i dau la colonia aia. Mă duc să desfac altul. Uitați, nu îl dau din ăsta nimic. Nimic nu dau din ăsta. Nu-mi place, dacă nu-mi place, nu-mi place. Da? La oricare altă colonie din el era top, dar la ăla nu îmi place. Deci, nu. Dacă nu-mi place, nu dau. Mergem la următorul. Până nu găsesc ceea ce îmi place, nu mă opresc. Hai să vedem aici ce avem. Eu știu de ce are nevoie acel roi. Trebuie să-i dau în funcție de nevoile lui, nu în funcție de ceea ce ar zice unul și altul. Ia să vedem. Nu mă, nu roade la el. Băi, și mă gândeam că da de găsesc de la ce roade acum. Acele colonii, având foarte mult puiet, foarte mult ou, foarte multă larvă, nu pot să risc să-i atașez o ramă cu puiet care să dureze multe zile. Ai, mamă, ce tablă! Uitați matca aici, matca marcată cu galben.
Oba. Ia să vedem. Nu. Nu. Opa, ia să vedem, asta iasă acum? Ar fi top. Nu, mă, nu iasă. Băi, Blegoviș, mă, nici unul, mă, nu găsim, băi, Lucio. O tablă așa ne trebuie, de la care roade acum, se vede în capul cum iasă, știi? Mm. Și când vedem așa, că pi, 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 pac, l-am furat. Și l-am dus. Nu? Bă, dar ce ați avut voi? N-ai mai ouat o vreme? Chiar așa de... De supărate ați fost pe mine cu o vreme, nu ați mai ouat? Uite-l! Uite-l că l-a găsit. Ehe, cine caută găsește. Hai da să vă arăt despre ce-i vorba. Ia uitați aici. Filmează Lucy cum roade. Filmează cum roade. Da. Îl vezi? Ia filmează și aici. Ia uitați, vedeți cum roade? Vedeți? Cum iasă? Ăsta mă interesează, dragii mei. Da? Chiar dacă cantitativ este mai puținul, da? Nu-mi fac probleme pe... Eu știu ce mă ceare bărbosul. Da? Bine, nu mă interesează... Da, mă interesează să am un pic de albina acoperitoare. Adică să-și facă puțin albina acoperitoare, ca să traduc mai pe românește. Da? Și aia nu și-o poate face... Opa, aici era matcă, parcă. Hehe. Leliță Ioana, sper că nu te-am prins. Da, băi, n-am cum să o prind. E între umeri. Bun. Da, așa spun tapii caturile. Asta că a vins profesioniștilor de pe la Mârla să-și vadă de recipientele lor, să lasă de recipientele mele. Pentru că fiecare e la nivelul lui, se lucrează la nivelul lui. În timp ce unii se dau mari cu ramele cu puiet răcit, da? Și vorbesc de ceilalți care vezi, Doamne, au miere fake. Da? Vezi, să-și vadă fiecare de coloniile lui și să aibă de grijă de albinuțele lui. E cel mai frumos. Nu să te apuci să faci pe laboratorul când tu habar n-ai să produci. Nici să crești, nici să produci albină și miere. Da, asta e realitatea. Uite unde o introducem. Bun. Avem tot ce trebuie. Această colonie va fi pe cai mari. Căiuluți, hai, hai, căluții mei. Bun, dragii mei, v-am arătat trei eroi. Hai să vedem și pe al patrulea. Dar nu mai am foiță, doar vi-l desfac să vedeți cum se prezintă. După care trebuie să mă duc să-mi aduc foiță. Uitați al patrulea. Ia să vedem ce are. Are sinuzită asta. Ia să vedem. O să mă duc să iau o ramă cu puiet și atâta tot. Da, deci colonia este top. Ia să vedem. Mamă, ce ou frumos are. Are ou, larvă. Da, măci bă, ala bărbosu. Uite matca. Arată-le la colegi matca. O vezi? Se vede? Mm. Ouătură frumoasă. Într-o săptămână o să vă arăt, dragii mei, puietul lor. Acum ziceți că bă, nu știi să filmezi, nu știi. Da, mă, nu știu. Care e problema? Uite, ci tot larvar. Uitați matcă, bă, uitați. Nu știu dacă vezi în celulă. Să dau așa? Da, așa. Se vede în celulă? Nu prea. Du-te tu în partea cealaltă. Du-te în fața. Okay. Ia-o invers, ha? Se vede cât de cât. Cum e unghiul, ca să vadă? Așa. Nu se vede clar. Bun. Asta e. Bun. Mă duc să-i aduc o foiță. Hai că închid. L-am făcut prea lung, eu nu fac de-astea lungi, le fac mai scurte. Bun, dragii mei, dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și vorba mea.
vorbim mai încolo. Mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutului.